Ce vă spun acum, dacă mint, ultima mâncare să-mi fie. Bani să nu mai fac toată viața mea. De la cheful de azi noapte, am venit acasă dimineața, m-am pus acolo pe laptop și am adormit. În cur, uite așa ne-am adormit. Așa obosit am fost. Am ațipit nu știu câte fracțiuni de secundă, câte minute. Important a fost rupt. Important e că m-a trezit prima doamnă Liana. M-am speriat și în filmele în care am fost eu am explicat ce am văzut. Deci auziți viziunea care am avut-o. M-am blăstămat pe cea mai scump dacă mint. Deci pe cea mai scump dacă mint. Am văzut anul 1800, nu mai știu cât, 50. 1850. Ce am văzut în anul 1850? Calești, trăsuri, drumuri pavate cu piatră, drumuri de țară, castele, oameni îmbrăcați în moda anilor, deci în hainele alea. De la fața aia am trecut, deci ca să înțelegeți, am văzut oamenii din timpurile alea, construcțiile și transporturile în comun. De la faza aia am trecut ca și direct, în, nu știu cum să vă explic, în anii noștri, 2012-2013, blocuri, mașini, viața de astăzi. Finalul l-am trecut în 2045. Despre ce am văzut eu în 2045. Să vă spun ce am văzut. Copaci făcuți scrum, deci arși. Blocurile, eu nu știu cum să vă spun, cum au fost la Cernobâl. Deci, uitați-vă voi să imaginați cum a fost la Cernobâl. Mașinile arsă, nici țipenie de om, de zburătoare, de nimic. Mi s-a întrerupt viziunea că m-a trezit Liana. După aia m-am pus și am dormit. Astăzi am fost în oraș, m-am întâlnit cu niște prieteni încoace încolo una alta. Acum am venit acasă și mi-a făcut Liana o ratotă din trei ouă. Stați așa, că știți voi de care ouă. De rață. Voi nu știți. Așa? Și cum a stat? Acum au zis Liana către mine, îți mai amintești? Deci eu am uitat. Îți mai amintești viziunea ce ai avut-o. S-a răcit asta. A stat așa fracțional și am zis da. O să spunem, repetă anii. Da, o secundă, să mă trec pe UL. A repetat mami la fixul ăsta. Ha? Da. A arătat ta previziune. Nu știu, mai trăiești până atunci să vezi dacă e adevărat. Domnul 45 va fi anul nenorocirii! Distrați-vă! Trăiți fericiți! Nu vă mai băgați divorțuri! Nu vă mai certați între voi! Iubiți-vă! Să nu aveți dușmanie că are atâta și ăsta n-am atâta. Că tot așa o mănâncă. Tot cu aceeași poftă. M-ați înțeles?
Unul dacă se distrează la salam și ăla se distrează la un lăutar de cartier, tot așa se distrează. Distrați-vă, iubiți-vă, pentru că apocalipsa atunci va fi în 2045. Îți eu bolând, îți eu cum îs, dar asta am văzut-o. M-am blestemat că nu vă mint. Lăsați-mă să mânc. Finala. Vă pupă, Nelsonica.